Un moldovean dat în căutare internațională acum 17 ani a fost extradat din Statele Unite ale Americii. Bărbatul de 41 de ani a fost reținut în martie 2018 de către polițiștii americani și a fost expulzat în Republica Moldova în seara de 12 iunie pe calea aeriană, fiind escortat de doi ofițeri SUA. Moldoveanul a fost anunțat în căutare internațională de Interpol la 6 iulie 2001, bănuit de atacuri și jafuri armate pe teritoriul Republicii Moldova. În 2003 a fost condamnat la 20 de ani privațiune de libertate, cu ispășirea pedepsii în colonie de corectare prin muncă cu regim înăsprit. Procedurile de extradare au avut loc datorită implicării operative a Centrului de Cooperare Polițienească Internațional al Inspectoratului General de Poliție și a colaborării eficiente cu organele de drept din SUA.